Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicu. În această seară, luați-vă un pix și o hârtie, pentru că o să aflați ce vă așteaptă din punct de vedere numerologic în 2018. L-am invitat pe celebrul numerolog Anatol Basarab, care ne va spune, în primul rând, ce ne așteaptă în 2018 în Europa și în lume, în România, și la final o să vă spună pentru fiecare în parte, pentru că e un calcul special pentru numărul din 2018, trebuie să adunați ultimele două cifre din anul nașterii, dar o să vă mai explice Anatol pe parcurs. Bună seara, Anatol, mulțumesc că ești aici. Bună seara și bine te-am găsit pe tine, cât și telespectatorii tăi. 2018 ăsta cu vibrație, cu semnificație pentru întreaga omenire, ce ne așteaptă din punct de vedere social, politic, economic, Doamne ferește, va fi un fenomen an, extreme. Da, va fi un an foarte interesant în tradiția asiatică. El este anul câinelui de pământ, așa se spune. Și într-adevăr, numerologic vorbind, anul 2018 este an de pământ, adică stihia sau elementul pământului domină. Dacă anul ăsta 2017 a fost stihia focului, o dominat, anul ăsta va fi stihia dominantă, va fi pământul. Adică asta poate să semne și cu tremure, Doamne ferește? Oricum, în anul pe glob, în anul 2018, cataclismele naturale, în anul 2018 se vor accentua. Chiar în noaptea de anul nou sau a doua zi, va trebui să memorăm un lucru în cifră, numerologic vorbind, foarte interesant. 1, 3, 4, 1, 1, 2. Ce înseamnă asta? O să vedem puțin mai târziu. 1, 1, 2. Da, 1, 3, 4. Deci notați-vă, 1, 3, 4, 1, 1, 2 și vă explică Anatol ce înseamnă imediat. Evident, este un cod respectiv, vorbește despre dominația focului și este posibil să se întâmple lucruri destul de tensionate sau neplăcute în legătură cu stihia focului. Chiar în noaptea de anul nou. Dar de ce noaptea de anul nou? Că pleacă anul focului și vine anul câinelui? Sau... Exact. Și mai e o întâlnire din asta nepotrivită? Focul, stihia focului, la urmă, în ultimele momente, are o tendință de a prinde pământul exact care anul următor care vine, ca și cum ultima zvâcnire a lui. În afară de asta, 2018, valoarea totală a lui este 2. Prin urmare, 2. Valoarea totală a anului, adică global, pe tot globul, valoarea respectivă este 2. Și asta este un an, să spunem așa, centriped, mămos. Este un an în care noi va trebui să adunăm și să căutăm răspunsurile în interiorul țărilor, în interiorul grupurilor umane, partidilor, ce mai fi, în interiorul nostru și nu în afară, pentru că în afară nu o să găsim. În general este un an de adunat. Fiecare ce va aduna, dacă unii adună pietre, la anul următor vor arunca cu pietre, alții adună înțelepciune, vor lucra, vor avea de dat înțelepciune, vor aduna agresivitate, vor la anul următor, adică în 2019, vor arunca cu agresivitate. Vor culege ce au semănat, exact, cum se spune. Ce au adunat interiorul lor. Deci, recomandare tuturor oamenilor, indiferent de cifrele lor de vibrație, trebuie să fie diplomat, să construiască cât mai multe legături, cunoștințe, temeinice, traienice și rezistente și să se îngrijească de sfera afectivă, emoțională ale lui. Adică e un an de lucru în interior. România are cifra de vibrație 8. Tot o cifră feminină și tot o cifră centripet. Din cauza asta, România la anul va trebui să se concentreze foarte mult pe problematica interioară, fără să uităm de cele externe. De lângă asta, dacă analizăm doar ultimele două cifre ale anului, cele care se manifestă mai vizibil, care sunt cele mai importante, pentru că ele reprezintă variabila și generează alte tipuri de impuls, psihoenergetic și electromagnetic inclusiv, decât constanta 2000. Și ultimele două cifre ale anului sunt 1 și 8, adică ele împreună creează 9. Ei, asta este o cifră foarte interesantă. Este o cifră masculină și centrifugă. Și vedeți, avem de a face cu două forțe în același timp. Una globală, centripetă, centrifugă, adică centripetă, feminină, pasivă, care ne împinge pe noi către meditație interioară, către căutare interioară, către rezolvarea tensiunilor și problemelor interioare, iar nouă este o cifră care ne împinge către acțiune, este centripetă. Și este radicalistă cifra respectivă, adică sfârșit de etapă, că dincolo de ea nu mai există altă cifră. Începem altă etapă. Și ce înseamnă nouă asta? Nouă putem să spunem în felul următor. Este ca și cum civilizația sau lumea se află în perioada travaliului, adică ca și cum se naște ceva nou. Și într-adevăr, la anul vor apare o sumedenie de lucruri care se vor impune. De unde?
Unii spun că le impune cineva, un stat sau altul, o grupare oricare. Nu, se impun pur și simplu. Duhul vine. Vine un duh din ceruri și impune treaba asta. Chiar și cei mai mari oameni ai lumii care se credeau zei și că pot face ceva, vor observa că scapă lucrurile de sub control. Adică nu e o chestie bună legată de nouă ăsta. Acum, știți, pentru cei care nu se tem de transformare și care abia așteaptă transformarea în sensul constructiv al lucrurilor, este un lucru foarte bun. Cei care se tem de transformare, pentru ei asta este o teroare adevărată, pentru că, de exemplu, ei nu vor să apară nou, ei vor să păstreze vechiul, vechile metode de guvernare, vechile metode de influență, vechile metode de ce știu acolo, de manipulare, vechile metodologii și arme pe care le folosesc, dar vine nou și spune, nu, băieți, adică totul se termină pe aici și se începe ceva nou, vă adaptați, bine, nu vă adaptați, o să începeți să suferi. Prin urmare, la anul, fiecare stat va avea de suferit și măsura suferinței sale va arăta cât de mult el caută nou, acceptă noutatea sau refuză schimbarea. Cu cât mai mult refuzăm schimbarea, cu atât mai mult suferim. La fiecare stat în parte. Deci trebuie să o luăm ca atare această schimbare în atol. Exact. Pe lângă asta am putea spune în felul următor, ca un fel de deviză a anului. E nouă ține, e o cifră destul de altruistă. Dar cei care dețin egoismul destul de puternic și neînțelegerea realității, atunci putem spune despre ei în felul următor, că dacă, e atât valabil pentru un om cât și pentru un stat sau grupare umană, nu contează, dacă urăști un om, un stat sau o grupare umană, înseamnă că acesta, acel om sau acea grupare umană sau acel stat, deja te-a învins. Te-a învins dacă îl urăști. Deja te-a învins dacă îl urăști. Prin urmare, cifra nouă îi va băga la înaintare și îi va măcina așa ca într-un vârtej, ca într-o mașină de spălat, pe toți cei care păstrează diferite forme de ură sau generează diferite forme de ură. În același timp, nouă va aduce cu el în lume, în civilizația respectivă, și noi forme de arme care până acum nu s-au folosit. Au existat, dar nu s-au folosit. Anul viitor va aduce cu el o criză economică, o nouă depresie, cum spunem, care va fi se va simți în unele state sau în unele economii mai puternic decât data trecută. Și toate astea se vor reface abia prin 2025. Oho! Am spus o dată și într-o emisiune, într-o altă oricare emisiune, că civilizația umană se află într-o perioadă de transformări, de căutări și vom reveni la cam cum am fost noi înainte de prima criză, cam prin 2025. Vom fi cam la același nivel. Ei, criza asta va veni, spunem, chiar în urma unei declarații. Și cel mai important, cifra nouă ne spune că va veni de la o țară, Rusia mă îndoiesc pentru că n-are cum, și atunci mai rămâne America. Celălalt capăt al bățului, doi, adică America. Cifra nouă, ea vine și spune felul următor. Pe lângă faptul că trebuie să apară, va apare obligatoriu noutate, adică va apare multe noutăți în anul viitor, și dacă vorbim de stihii și de astea, se vor întâmpla la fel, adică anul din punctul de vedere al stihiilor, cataclismelor naturale sau tehnogene, adică create de om, de industrie, tot așa în departe, va fi mai rău decât anul trecut, dar mai bun decât anul viitor. Aoleu. Adică nu vom scăpa de asta nici într-un fel, dimpotrivă ne vom lovi sau ne vom întâlni cataclisme naturale și tehnogene și mai mari decât atât, decât au fost anul trecut. Nu contează cine ești tu, contează cu cine ești în Uniune, cu cine stabilești relații și uite aici, asta ne va afecta și pe noi ca țară, dacă construim relații adecvate între țări diferite sau ne izolăm de relațiile respective sau ne separăm. Se poate întâmpla că la un moment dat ceea ce credeam noi că este rău să se transforme în ceva brusc care deodată să ne dăm seama că este, nu am băgat în seamă sau în general am întors capul și că nu prea am văzut ce se întâmplă. Apropo, Rusia în 2018 își termină de, spunem așa, de consumat karma lor legată de omorârea țarului. Da, atunci se termină, da, anii aia de
blestem sau cum să zicem? Putem să spunem și așa, deși nu e un blestem, ci este pur și simplu un mecanism cosmic care se întâmplă, se declanșează în mod automat în momentul care un popor își execută cine? Unsul lui Dumnezeu pe pământ. Ne place nouă asta, nu ne place. Omul care stă în vârful piramidei, indiferent cum el acolo a ajuns, ca să ajungă acolo trebuia să existe îngăduința cuiva, adică lui Dumnezeu, că am vrut, că n-am vrut, am permis, fie că n-am participat, fie că am participat, dacă omul a ajuns în vârful piramidei, adică guvernează un stat, este liderul poporului, reprezintă președintele, țarul, cine fi acolo. Și dacă tu l-ai ucis, cum am făcut cu Ceaușescu, se declanșează în mod automat un mecanism și poporul ăsta va plăti o karmă pentru asta. Deci Rusia termină karma? Termină karma. Și după ce va termina karma lor, o să observați cu toții, deși a spune astfel de frază, este cumva așa în România, cineva imediat te va cataloga ca pro-rus sau că n-am nicio treabă, nici cu aia, nici cu aia. Pur și simplu sunt lucruri numerologice care ne arată cum se vor desfășura matematic următoarele mișcări în lumea respectivă. Odată terminându-și karma, o să observăm că devin, creează alianțe și în afară de asta începe să se dezvolte. Vor fi ca așa, nu este un popor care este condus de un om, de un președinte, ci este un popor care este condus de o mână nevăzută. De echipa despre care vorbeai, da, probabil. Sau de o forță superioară, adică este deja condus, ghidat cumva așa, pe o linie de dezvoltare în care totul începe să se întâmple alt fel. Tot la anul vor fi și alegerile prezidențiale acolo, lucru destul de interesant și care o să genereze o serie întreagă de conflicte între, spunem așa, între americani și ruși. Americanii vor face tot posibilul să nu mai fie Putin, probabil. Probabil. Să genereze maidane pe acolo, lucru care din partea americanilor pare a fi normal. Dar dacă rușii fac același lucru prin 400 de profile Facebook, asta este intervenție, ce au făcut rușii și tot așa mai departe. Rămâne Putin? Aici există un lucru foarte interesant. Va depinde... Putin va candida din partea poporului, din partea unui partid. Și aici se va face tot felul de lucruri ca să fie discreditat sau ca să fie... e posibil să întâmple chiar și crime care să fie date pe vina lui ca cumva poporul să nu-l aleagă. Dar numerologic vorbind, există și posibilitatea egală ca nici măcar să nu candideze. Adică pur și simplu să plece la odihnă. Și în locul lui să lase pe altcineva de către tot... adică pregătit tot, probabil, de către el, la fel cum el a fost pregătit. Rusia își termină karma. Noi karma asta cu Ceaușescu când o terminăm anatol? Noi o să terminăm mult timp de aici încolo și de asta... Adică cât durează? Din 89 cât timp plătim noi faptul că cineva a hotărât să-i împuște? Durează exact 100 de ani. 100 de ani? Din momentul ce-ți omori un lider. Adică din momentul... Ne place nouă asta sau nu ne place. Este pur și simplu mecanism. Nu că vrea Dumnezeu sau că nu vrea. Când ne rugăm, am declanșat mecanismul, automat restul vine de la sine. De la sine. Da, și, deci și noi nu mai prindem. O karmă și trebuie să o ducem. Și karma asta ne aduce o problemă. Și tot timpul ne bagă în ceva. Tot timpul ne scoate din ceva. Înțelegi? Rușii își termină karma asta de consumat, de rezolvat, de dus pe ei, după care se eliberează brusc și capătă așa o formă, o putere care cumva îi duce prin lume. Un avânt, un avans. Un avânt. O să ne dezvolte și economia, le vor mai... Dar până se întâmple lucrurile astea, vor mai avea încă de suferit tot felul de ce? De atacuri. Cineva spunea în felul următor, un lucru foarte interesant, uitați-vă, fiți atenți, și nu spunea un om urecă, fiți atenți ce face Rusia, pentru că în timpurile imediat următoare, toată lumea va face același lucru. În numerologic vorbind, putem să nu-i dau crezare frazelor respective, dar urmărind numerologic cum se întâmplă schema viitoare, datele numerologice anului respectiv, apoi datele numerologice anului următor și tot așa mai departe, îmi dau seama că lucrurile cam așa vor fi. Informațiile, noi avem două tipuri de informații. Informațiile care vin de pe orizontală, care le culegem prin ce? Interrogatoriu, prin culegere de informații de pe orizontală, adică de la resursa umană, de la tot felul de cruscători, tot felul de turnători, tot ce vrei, oameni pe orizontală. Și există informațiile care vin de pe verticală, care de obicei le are biserica. Prin cine? Prin, să spunem așa, sfinții lor, prin văzătorii, prin văzătorii cu Duhul, alea sunt informații relevate sau inspirate. Din punctul meu de vedere, adevărurile în lumea respectivă sunt numai două.
adevărul inspirat sau relevat. Toate restul sunt minciuni sau interpretări. Uh-huh. Sau interpretarea diferitelor forme de adevăruri. Vedem că la un moment dat patriarhii diferitelor țări se întâlnesc, comunică între ei. De ce? Ca să se schimbe cu informații. Adică, fraților creștini, la voi pe aici, prin România, de exemplu, să spunem, cam ce... Ce fel de informații ați primiți? Ați avut. Coincid cu ale noastre de la, să spunem așa, nu proroci, ci... Înainte văzător cu Duhul, înainte să le spunem. Înainte văzător cu Duhul, da. Cu a noastră. Sau nu coincid? Pentru că asta este directiva de acolo. Nouă ni s-a spus, asta este, asta urmați, asta este calea, asta este planul divin sau ce știu acolo. Vedeți cam cum vă orientați. Vă îngăduiți, faceți așa, așa, dar nu totul ce vă îngăduit vă este și de folos. Vedeți și voi cum aveți de făcut. Activitatea asta în anul nou, adică cu vibrația nouă, între biserici se va intensifica. O să vedem asta. Păi am văzut că a venit deja pentru prima oară Kiril în România. Spre exemplu, și se vor mai întâmpla astfel de lucruri, vor fi tot felul de simpozioane și de felul ăsta, pentru că odată, la o anumită perioadă de timp, să spunem așa, pe verticală, oamenii care pot citi acea informație sau care pot avea inspirația respectivă sau sunt creierul lor este specializat în prelucrarea astfel de informații, primesc astfel de, spunem, mesaje, să spunem. Uh-huh. După care încep să le transmită cui? Pe orizontală sau pe ierarhia lor, acolo tot pe orizontală este, ierarhilor, superiorilor. Și aia se gândesc ce decizii trebuie să iei. De exemplu, eu știu absolut sigur că în Rusia, că acolo am trăit o perioadă bună de timp, ce se întâmplă? Președintele oricare ar fi el acolo, primește într-un plic, cum președintele nostru în fiecare dimineață câte un plic de la SRI despre noi date care au apărut, tot așa primește un plic de la Academia de Astrologie. Astea sunt datele astrologice, astea se întâmplă. Cam ce sunt tendințele, da? Spațiul, timpului, așa. Și tot așa primește din când în când câte un plic cu informări specializate de la, spunem așa, ierarhii bisericești. Adică asta Asta au văzut sfinții. Asta s-a întâmplat, asta ni spun. Puteți să o luați în considerație sau puteți să nu o luați în considerație, dar sarcina noastră este să vă informăm. Aha, uite, interesant asta, nu știu. E, din punctul ăsta de vedere, anul 2018, care însumează ultimele două cifre nouă, va fi foarte interesant, va duce foarte multe noutate, inclusiv și în domeniul medicinii, în domeniul culturii. Dacă facem abstracție de toate restul, politică, cataclisme și care se mai întâmplă, lumea va continua să trăiască așa cum o trăie totdeauna. Și pe timpul din război, de exemplu, al doilea război mondial, oamenii tot trăiau, adică tot însurau, tot făceau copii, cu mătrii, așa cum puteau ei, nunți, dar lumea continuă să trăiască în felul ăsta. Pe fiecare dintre noi ne prinde vârtejul ăsta mai mult sau mai puțin, în dependență cât de mult el este conectat la unele sau la alte lucruri. Uh-huh. Fie criza cât de mare, unii n-o să, nici nu se simtă. Ce se simte neava sără de la țară? El, că e criză, că nu e criză, el tot așa trăiește. Nu? Că au crescut pe bun țara respectivă și suntem pe primul loc în lume, că nu știu ce, noi nu suntem nimic. Eu, de exemplu, nu, nici oricare altcineva. Avem atât de multe realizări, dar nu avem timp să ne bucurăm de ele. Cam așa ce se întâmplă. Mi-ai spus de Rusia, dar de America nu mi-ai spus nimic. Ei, uite, acolo se va întâmpla o serie întreagă de lucruri foarte interesante. America are o cifră de vibrație care, asociată cu vibrația anului, va genera în interiorul țării, adică este posibilitatea majoră, mai mult de 50%, ca în interiorul țării să se creeze o serie întreagă de conflicte, inclusiv, putem să spunem așa, într-un cuvânt, dacă nu fi foarte complicat, revoluții. Destul de sofisticate, revolte populare foarte mari, care vor cere ca guvernul să plece acasă, în locuirea lui cu altul. În America nu-i ca aici. Acolo oamenii au arme ca să-i potolești. Adică foarte complicat. Foarte complicat. Nu-i poți potole așa ușor, că la noi au apărut jandarmii și eu împrășteat acolo, dispersat. Nu, că acolo se începe lucrurile foarte mari. Pe lângă asta, numărul atentatelor teroriste la anul, putem pune la pariu, că în America o să crească în comparație cu anul respectiv. Cu anul ăsta? Cu anul ăsta. Colo. Nu numai ca număr, ci și ca amploare. Tot pe, astea sunt atentate teroriste.
făcute, spunem așa, de teroriști. Dar s-a întâmplat o serie întreagă de lucruri specifice a Americii, cum ar fi cineva pune mâna pe mitralieră și împușcă toată școala sau toți elevii din școală sau ceva de felul ăsta. Asta iară, evident că ne ferească Dumnezeu. Știți cum? Dumnezeu ne ferește, dar dacă ne ferim și noi. Dar dacă noi nu modelăm realitatea, nu modelăm relațiile, nu modelăm conștiința colectivă, nu modelăm, nu ne pregătim populația, nu-i dăm ceea ce trebuie, Dumnezeu ne-ar feri, dar dacă noi nu ne ferim... Și Europa, Anatol, așa, pe ansamblu ei? Va genera o serie întreagă de... cum euroscepticism și mai puternic decât atât. Nu cred că la anul va mai exista vreo țară care va ieși din comunitatea europeană, dar problematica respectivă va apare, adică discuții despre asta vor apare. Când va fi Polonia, când va fi altcineva, va apare tendința sau discuții despre că deja s-au săturat sau ceva se întâmplă, nu le convine, nu le place și că s-ar putea ca unele țări să iasă. Atentate vor fi și în alte țări din Europa, Anatol, mai multe decât anul trecut? Nu numai că vor fi, ci se vor folosi pentru prima dată noi forme de atacuri teroriste sau noi arme. Există riscul ca să se folosească chiar arme bacteriologice sau otrăvuri care, nu știu, au ajuns teroriștii undeva și au otrăvit apa dintr-un oraș. Nouă, fiind cifră extremă, va duce toate lucrurile respective la extrem. Apropo, va duce toate lucrurile la extrem, atât în sens pozitiv, dacă noi lucrăm în interiorul nostru, fiecare dintre noi care face lucrul ăsta sau țările, vor avea un salt. Iar toți cei care lucrează în afară și au probleme din punct de vista, toate se vor exalta, adică se vor duce tot la extremă, dar în sens negativ. Astfel, dacă vorbim despre România, lucrurile care le avem bune în interiorul țării și le dezvoltăm și ne ocupăm de astea, vom avea un salt. Dar dacă avem relații externe și ele sunt proaste, tensionate, nu la locul lor, nu cum trebuie, ele se vor amplifica și mai mult. Singura putere a oricărui stat în 2009, adică în 2018, va fi ori accelerăm un proces, ori care deja îl avem sau care suntem implicați, ori îl frânăm. Că din întâmplat, oricum se va întâmpla, doar că mai târziu. România, Anatol, ce vești le dai românilor despre ce ne așteaptă pe noi în 2018 din punct de vedere politic, social, economic? Cifra de vibrație României este 8, iar anul este, ne aduce nouă vibrația 9. Între 9 și 8 este diferența de o singură unitate. Unul este legat de sistemul psihic, de viziunea asupra realității, concepția asupra realității, ideile, ideologia. Dacă, uite, anul o să ne arăt, dacă la anul România, prin tot ce este politică, economic, ce mai este ăștia acolo, interior, intern, în plan intern sau extern, are o viziune, o concepție, o imagine adecvată asupra realității, totul va fi bine. Unde nu va fi adecvată, vom suferi. Ca partid, ca guvern, ca stat cu totul sau fiecare în mod diferit, vom suferi. Măsura suferinței va arăta cât de mare sau cât de greșită este viziunea noastră, concepția noastră, imaginea noastră asupra realității. Dacă imaginea asupra realității este greșită, atâta vom suferi. Dacă este atâta vom suferi. Dacă este atâta vom suferi. Și dacă este adecvată, nu mai avem loc de suferință, prin urmare trecem ușor și nu suferim nici într-un fel. Ceea ce nu e cazul nostru, presupun, Anatol, la ce balamuche pe scena politică. Scena noastră politică are, sau în general tot ce se întâmplă din perspectivă de mecanisme politice, mie mi se pare obiectiv, pe demonstratele, adică pe cifre, pe formule. Știință, numerologia, nu e așa. Și o știință exactă. Lângă asta are obiectul său de studiu, instrumentul său de studiu, metodele sale de cercetare. Noi avem o viziune foarte proastă asupra realității, adică total inadecvată. Adică realitatea este una și noi o vedem cu totul altfel. Noi ne-o imaginăm încă, pe când ea nu trebuie să fie imaginată, ea doar este, trebuie să o vedem real, așa este realitatea, așa stau lucrurile. Nu ne imaginăm, nu știu ce, prieteni acolo, dușmani dincolo și tot așa mai departe. Trebuie să sunt imaginații, sunt dorințele noastre, sunt frustrările, sunt complexele noastre, inclusiv psihologice sau psihosociale sau inclusiv istorice. Dom'le, nu au nicio treabă lucrurile astea. Dacă viziunea asupra realității coincide, nu vom suferi. Dacă viziunea asupra realității, ideologia noastră, viziunea noastră, direcția noastră care vrem să urmăm, nu este adecvată, vom suferi. Și vom suferi fiecare în graduri diferite. Păi da, noi suferim din cauza că ne conduc niște berbeci care, așa cum spui tu, poate percep corect realitatea sau uite, nu. Uite, și asta este o viziune proastă asupra realității și de aici să când nu există ne conducem. Noi? Nu există ei
și noi. Există noi, ei sunt tot noi. Păi da, dar ei dau legile, Anatol. Exact, ei dau legile, dar noi i-am ales să dăie lege. Prin urmare, da, noi suntem implicați în procesul aici respectiv. Aici e corect, da. Indirect. Acum nu putem să-l chemăm pe Nea Vasile de la țară să dăie lege. Chemăm reprezentantul lui, așa, pe care el personal l-a votat, fie în conștiință de cauză, fie pentru cuprimitul găleată, scris pe ea ceva acolo și uite, nouă neodată îl votăm pe ăsta. Asta este nivelul cultural sau politic al poporului nostru, asta câștigăm, asta suferim. Și nu o să avem ce face cu asta niciodată până când nu o să educăm poporul, până când nu o să înarmăm poporul nostru român cu arma cunoașterii. Care e cunoaștere? Cunoaștere politică, cunoaștere financiară, cunoaștere, spunem așa, jocurilor globale, cunoașterea a procesului însului globalizării. Că dacă îl întreb astăzi pe un politician, domnule, ce înseamnă, ce reprezintă globalizarea asta, nu știe să-mi răspundă corect. Care este scopul globalizării, tot nu știe să-mi răspundă. Și atunci el se bagă într-un joc cu cei care cunosc, se bucură că e acolo printre cei mari, dar nu-și dă seama cum este prostit la fiecare pas. Economic, ce facem? Ajungem la un euro de la de înnebunim, robor și așa mai departe? Păi, nu trebuie să fii mare economist pentru a înțelege niște lucruri foarte simple. Economia așa este un mecanism care are la bază câteva puncte de sprijin. De fapt și țara la fel. Pe de o parte, cultură, politică, în cultură însemnând și școlarizarea, orice formă. Așa. Legile statului, așa, resursele. Patru puncte le avem. Astea patru puncte formează o piramidă. În vârful piramidei ideologia poporului. Din vârful piramidei coboară o ață cu un mosor, cu o ață cu greutate la mijloc. E, greutatea respectivă este poporul. Dacă dispare cultura, orice tip de cultură, educațională, medicală, economică, financiară, politică, piramida se va înclina în direcția respectivă și poporul va aluneca sau se va duce, adică greutatea ne va rata ce? Nivelul și se va duce în colțul lipsei de cultură și se va începe ce? Acțiuni lipsite de orice cultură, de orice înțelegere, doar să facem, repede să facem, dar neînțelegând ce facem. Dacă se duce în direcția resurselor, atunci piramida se înclină în partea asta, ideologia se modifică și vindem totul din țară numai ca să putem supraviețui. Dacă se duce în direcția legilor, atunci lipsa legilor sau legile inadecvate, atunci piramida se înclină în colțul ăla altul și poporul aleargă către ce? Fără de lege. Și începe să facă o serie întreagă de lucruri care pentru oricine din afară pare o fără de lege totală sau o bătaie de joc, numai pentru noi nu, pentru că noi nu observăm chestia asta, pentru că se modifică ideologia din stat. Ața asta care leagă greutatea aia, care ne arată nou nivelul de fiecare dată, indiferent unde înclinăm piramida, este ideologia. Și acum apare întrebarea, care este ideologia noastră, fraților? Care este? Care este? Eu nu o cunosc. Păi nicio. N-am aflat-o niciodată. Bine, din 89. Bine, așa pun cărți, pun platforme, program, pun... Bine, asta se vorbește, dar vine un partid nou la guvernare și se schimbă ideologia. Adică, domnule, noi ca popor, unde ne ducem? Ca să știu și eu și tu și când întâlnesc un om pe stradă, să-l pot apostrofa. Bă, frate, tu ești ca un fel de trădător, adică noi ne ducem încolo, tu ne tragi înapoi. Unde ne ducem noi? N-avem o ideologie. Ce vrem să ajungem? Unde vrem să fim? Trăim de la o alegere la alta. Înainte mai era măcar mai bine, din cincinal în cincinal trăim, că odată la 5 ani se producea o schimbare. Sau... Și apropo, nu se produce schimbarea, că ideologia rămâne aceeași. Acum apare un partid, e o ideologie, apare alt partid la guvernare, altă ideologie. Nu reușim să ne adaptăm. Și de fapt nu avem niciuna. Și acum luați foaie, luați pix, pentru că Anatol o să vă spună la fiecare în parte ce vă așteaptă în 2018, calculând, știu eu bine, Anatol, ultimele două cifre din anul nașterii. Ultimele adică 7 cu 1, 8. Asta da. E cifra care mă guvernează pe mine în 2018, corect? Exact. Adică aluăm ultimele două cifre ale anului de naștere a fiecăruia și le adunăm între ele. De exemplu, 6 6 plus 6 egal cu 12. 1 plus 2 egal cu 3. 3. Adică le reducem tot până la o singură cifră. De ce anume datele respective? Pentru că fiecare telespectator este născut într-un an. Într-un an cu o anumită variabilă. Așa. Iar anul care vine ne aduce o altă variabilă și trebuie să vedem raportul, unde se plasează anul respectiv și unde suntem noi. Și ce trebuie să facem ca să intrăm în, spunem, albia râului. Nu umblăm prin bălării, ci pe cărare. Concret, trebuie să ne aflăm pe o cale. Așa, calea ne arată anul ăsta. Diferența de la cale și campioni suntem noi, ne arată anul nostru de naștere. Ultimele două cifre. Și atunci, știind chestia asta, noi trebuie să, fiecare om poate ști, băi, în anul ăsta eu trebuie să mă plasez pe aici.
Sau asta ar trebui să fac ca să merg în direcția unde merge viața, în direcția râului. Așa. Că sunt oameni stati care o iau prin bălării și se duc sau revarsă, ies din matcă, asta e problema lor. Da. Departe nu prea o să ajungă. Cel care știe să-și țină cursul, dar pentru a ști cursul trebuie să ai o țintă, un far, adică trebuie să ai o ideologie pentru asta. Că e individuală, că e de grup sau că e de socială, de statală, nu contează, ea oricum trebuie să existe. Se numește cumva cifra asta, Anatol? Se numește, nu contează cum se numește, putem să-i dăm o denumire. Hai chiar să-i dăm o denumire. Se numește raportul de forțe dintre data mea de naștere, poziționarea, cifra poziționării mele în raport cu duhul, cu starea, cu valorile anului care va veni. Hai să începem cu 1, Anatol. Deci cei care au ultimele două cifre ale anului de naștere însumat 1, în 2018 ce vor avea? Cei care au anul nașterii care formează 1, cum ar fi, ce știu eu, 73, 73, 64 sau nu știu, atunci oamenii respectivi trebuie să înțeleagă un lucru foarte important, că puterea cei mai mari la ei se află în cifra 8, adică ei ce trebuie să facă? Trebuie să se teamă să intre în conflict cu legile statului sau cu alți oameni care dețin sau cu alte grupări umane de oameni care dețin o forță, o putere pe care tu nu o deții. De exemplu, uite, are puterea să-ți dă cu bâta în cap, dar ție, dacă îți dau o bâtă, dai și tu o bâtă în cap ca să fiți chit. Nu te ține pe ele, nu poți. Atunci nu intra în conflict cu omul ăla care poate să-ți dă cu bâta în cap. În afară de asta, nu încălca legile statului, oricare ar fi ele. Ferește-te de lucrul respectiv, pentru că posibilitatea unui om care de genul respectiv să încalce legile statului, să intre în conflict cu alți oameni sau cu sisteme care dețin o anumită putere și pe care tu nu ai, este foarte mare și asta foarte ușor te poate duce către ce? Izolare. 8-6 își înseamnă, e din cercul mare. Așa. Și te bagă în cercul mic. De ce spun 8? Pentru că diferența dintre 9 și cifra lui a anului, a ultimilor două cifre, este 8. 8. Diferența. Așa. Cei născuți într-un an care dă 2. Pentru ei este foarte important ce? O venit timpul să învețe ceva nou. Și nu ceva nou pe orizontală, ceva nou ca meserie, ci ceva nou pe verticală. Spiritual. Adică să învețe, nu știu, autocontrol, autodisciplină, controlul minții, ceva... Pace, liniște interioară. În real, lucrurile astea le numim într-un fel cu totul control. Că e controlul minții, că e controlul imaginației, că cei care nu vor reuși să facă chestia asta, atunci vor avea insomnie. Insomnie nu e nimic altceva decât plata pentru o imaginație bogată și necontrolată. Așa. Alții nu vor putea dormi pentru că mintea le... Ce spun? Le-o ia mintea raznă. O ia mintea raznă, adică în trecut se spunea așa, curvăsărește mintea. Adică îmblă dintr-o parte în alta, are tot felul de idei, atât de puternice și colorate, încât n-ai cum să dormi, văzând tot filmul ăsta în cap și de obicei e de groază. Da, corect. Așa. Asta în câteva cuvinte. Pe lângă asta, cei cu doi ar trebui să se apropie de oameni mai mult, să împrietenească cu oameni care au o anumită putere spirituală. Adică pot de la ei învăța ceva nou. Pot modifica viziunea asupra realității, concepțiile asupra realității și filosofia de viață. Dacă vor suferi, atunci le va arăta suferința, gradul lor de îndepărtare față de ceea ce se numește viziunea corectă asupra realității. Și apropo, o viziune corectă asupra realității poate salva un om, o nație sau un stat. O viziune falsă, dar asta este o armă prin care putem influența un popor. Știți, când vreți să cucerești un popor, educă-i copiii. Da. Și atunci viziunea falsă asupra realității va genera ce? Neconcordanță, adică suferință. Cei care sunt născuți într-un an care formează 3, este un an foarte bun pentru ei în două aspecte, cele mai importante. Ori vor întări relațiile de cuplu cei care sunt căsătoriți, ori le vor distruge și se vor despărți ca, nu știu cum spun, ca proștii, să spunem așa. Pe lângă asta, anul următor este un an în care vom observa că numărul căsătoriilor și divorțurilor este mai mare ca oricare an de până acum. În 2018. În egală măsură, adică și căsătoriile și divorțurile, nu mai multe divorțuri decât căsătorii. Da, și căsătoriile și divorțurile. Cu toate. Evident, pe lângă asta, o să aflăm la anul viitor scandaluri pe teme sexuale, că sunt politică, că sunt în altă parte, o mulțime. De ce? Pentru că este odată anul câinelui, iar cifra de vibrație 4,
cât și cifra de vibrație 2 ne face pe noi să, al anului, ne face pe noi să pierdem controlul afectiv, emoțional. Ne îndrăgostim, ne pierdem controlul și facem o sumedenie de peripeții. Adică un an care împinge foarte mulți oameni către tot felul de aventuri pe care nu le stăpânesc, nu le controlează, apoi se află, apoi de aici rezultă o serie întreagă de suferință sau neplăceri. În același timp este un an în care îi trebuie să învețe la propriu să vâneze mai eficient. A vâna înseamnă a vâna ce? Că e 1000 de euro, că e 100 de mii de euro, că e milionul, mamutul, adică e pur și simplu, noi trăim într-o junglă urbană, vânăm. Da, și vânesc ca să trăiești. Ca să vânesc, ca să trăiești. Că... Cel mai eficient vânează mai eficient și îi hrănește din vânatul lui și pe alții. Cel care nu știe vâna, ce face? Se angajează la cel care știe să vâneze. Ce vânează? Un scop, un obiectiv sau ceva de felul ăsta. Asta reprezintă cifra 6. Pe lângă asta, cifra 6 poate să le aducă la astfel de oameni probleme legate de ceea ce înseamnă supraviețuirea din punct de vedere financiar, al hranii, al material. Material. Nu a bolilor, nu a adaptărilor, ci din punct de vedere material. Dacă unii sunt cumete să mai iei credite sau mai ales grav pentru ei să sunt împrumute de la cămătare sau ce mai știu de felul ăsta, pentru că asta le poate îi distruge. Distruge foarte mult distruge viața lor ulterior. Și procesul poate dura minimum 6 ani de zile, dacă nu multiplul 6. Cei născuți în data de, adică cei care au cifra, dau cifra 5, ultimele două cifre, vor trebui mai mult ca niciodată să îngrijească la tot ce înseamnă partea materială a vieții, inclusiv corpul lor. E un an, cel mai bun an pentru modelarea corporală, asta în cazul domnișoarelor, adică rezultatele fizice, benefice sunt mult mai rapide în anul respectiv decât în oricare alt an. Adică mergi jumătate de an la sală și câștigi mai mult decât ai fi câștigat în 4 ani la rând. Vreau să mă bucur, dar eu n-am 5. Așa. Și ce mai au, ce mai au cei cu 5? Trebuie să îngrijească, să fie atent la tot ce înseamnă patrat, adică casa, e simbolul patratului, adică pot pierde căsă, pot își da foc căsă, inundații în casă, pot face o sumedenie de lucruri legate de obiectele ce reprezintă patru colțuri, de felul ăsta. În afară de asta, trebuie să înțeleagă foarte bine cu cei care sunt află în același birou, tot patru colțuri, tot simbolul lui patru, pentru că de acolo pot apare o sumedenie de lucruri destul de neplăcute care pot afecta în mod direct sănătatea. E un an bun pentru modelarea sănătății, întărirea corpului, rezistențele corpului, dar și un an dacă cu partea ilaltă opusă, dacă nu e, suntem atent, pentru că patratul se împarte în două, pe toate, în toate felurile și pe diagonale inclusiv, nu ești atent, odată sper sănătatea în 2018. Cei născuți în care dau 6, șase, da. Ultimele două cifre, diferența dintre, au trei unități, adică uite aici e râu și el are, ca să ajungă la râu, mai are trei pași, cum ar veni. Trei hopuri, trei pași să facă și ajunge în râu. Și atunci intră în albia râului, râu, viața singură îl duce în direcția, nu știu, trebuie să știi anota. Te-ai urcat și te duce viața în direcția în care trebuie. Dacă să ajungă la râul respectiv, ca să sincronizeze cu el, el trebuie să învețe. A venit timpul pentru ei să învețe ceva nou, și anume ceva nou ca meserie, ca aplicabilitate, pe orizontală, nu ca în cazul celor cu doi, care trebuie să învețe ceva spiritual. Și să schimbe cumva meseria sau să... E un an foarte bun. Să schimbi meseria, să te reorientezi profesional, să te recalifici, să înveți o calificare nouă, o meserie nouă, chiar dacă nu-ți trebuie ție. Acum, dacă ai posibilitatea, du-te la cursuri, du-te la școală, fă-o, pentru că o să o faci cu un timp potrivit și la timpul următor potrivit o să-ți folosească mai mult. O să și o aplici cum ar veni. O să o aplici, că altfel poate veni timpul la care să ai nevoie de așa ceva și tu, hop, când nu ești pregătit, abia atunci te-a pus să înveți. Păi până când înveți, tu deja ți-a ocupat locul alții. Cei care sunt născuți în an care dă 2, care dă 7, diferența este două unități, adică așa și mai puțin, trebuie să facă doi pași. Doi pași este înseamnă următorul lucru, să-și găsească, să-și facă ordine în tot ceea ce înseamnă prieteni, relații, să înțeleagă care sunt prieteni, care nu sunt prieteni, la ce sunt buni prietenii, cu ăștia doar te distrezi, nu faci afaceri, cu ăștia faci afaceri, dar nu te poți distra, să-i pună toți prietenii și toate relațiile pe policioare, pe săltărașe, să-și știe de fiecare dată cu cine și ce are de făcut, să nu piardă timpul și pentru ei este foarte bine să-și găsească oameni despre care tu știi că e mai bun decât tine, dar exact, trebuie să și recunoști asta în atunci. Asta vezi care e chestia. Avem cel care are o anumită mândrie prostească, el nu se va apropia
copia de la, adică ce? Da, ăla e mai bun ca mine. E mai bun, adică ce? O invidie sau ceva de felul ăsta. Cel care va depăși, să spunem, direct prostia respectivă, ăla se va duce și se va apropia de un om care e mai bun că el, nu orice, nu contează. De la ăla poți învăța ceva. De la ceilalți care se află pe ceeași orizontală ca tine, sunt ca tine. Ce înveți tu, iepuraș, de la alții iepuraș? Nimic. Ia fi tu iepuraș, dar du-te așa și împrietenește cu vulpița, că o să înțelegi mai multe lucruri. Și o să te înveți mai multe lucruri despre realitatea și despre viața asta. În general, asta este pentru ei problema numărul 1, care poate să le aducă suferință și bucurii, relațiile, conexiunile, diplomația, relațiile inclusiv fie mentale, fie afective, sufletești, emoționale, fie economice, de orice natură, relațiile, conexiunile. Și asta ei vor trebui să dobândească cele conexiuni care n-au sau să despartă de cele conexiuni care le au, dar nu le servesc la nimic, doar pierd timp. Așa, și cei care dă ultimele, dă 8, pentru ei va apare, va fi un an destul de sofisticat, ca și pentru România în general, că diferența este de o singură unitate și unitatea asta pune foarte multe probleme de gândire, de analiză, de sinteză, te doare capul în general, adică bubui capul de atâtea probleme că te apar și nu-ți dai seama de unde ele apar și ce trebuie să faci. De la ei se cere un singur lucru, să fii puternici psihic, adică optimiști. Și indiferent cât e de lungă noaptea, odată totuși vine răsăritul. Și apropo, câteodată noaptea este cei mai întunecată spre răsărit, adică să nu dispere, pentru că asta îi poate duce la stres destul de puternic și de aici apar sinucideri, îmbolnăviri, probleme psihice inclusiv, distorsionări ale realității sau o viziune sau o imagine asupra propriei persoane. Deodată ne vedem proști, tâmpiți, incapabili și chiar asta devenim în timp. Pentru ei este foarte important să-și mențină tonusul psihic la un anumit nivel, indiferent ce se întâmplă. Și să înțeleagă că dacă le se întâmplă acum suferință, suferința le arată gradul lor de greșeală, de păcat, adică greșeală înseamnă păcat, eroare, în relație cu propria lui minte, adică nu știu ce în viață e valoros, ce nu e valoros, la ce o trebuie să apropie, la ce o trebuie să îndepărteze. Și acum toate lucrurile astea vor apare lui în față și îi vor arăta. Suferi! Atâta înseamnă că atâta greșești în relații cu banii. Atâta suferi, atâta ai greșit în relații cu banii. Nu te-ai raportat corect la ei. Ai crezut că banii sunt una, dar banii sunt alții. E de fapt altceva. Și provoacă tensiuni psihice. Deci taman mie nu mi-ai dat vești bune, Anatol. Eu tot mai stau, că poate zici ceva și dă bine la 8 ăsta. Este partea bună, este că oamenii, dacă au linia lor trasată și o urmează și sunt atenți la semnele de circulație prin viață... Deci orice ar fi, mergi înainte. Mergi înainte. Pentru 8-ul ăsta. Da, și atunci anul ăsta pentru ei este în același timp un an foarte, foarte bun. Dar dacă chiar apar mici suferințe, ele îți vor arăta exact unde greșești. Dacă suferința îți apare în raport cu prietenul, colegii de muncă, cu oricine altcineva, îți vor arăta că tu în raport cu ei greșești. Nu așa comunici, nu așa te impui. Și poți să schimbi toate lucrurile astea, evident, Anatol? Evident, dar semnele de, spunem așa, eu spun așa, cifrele sunt semne de circulație prin viață. Prin viață, nu prin circulația rutieră. Ne arată foarte clar când și ce greșim noi. Și de schimbat este atât de ușor. În general, viața este supusă mecanismului, controlului, reglajelor fine, dar nu până afară, ci în interior. Eu trebuie să înțeleg, sau în cazul tău trebuie să înțelegi, că, domnule, asta îmi provoacă o suferință. De ce să stau eu aici? Să dau la, adică să dăm la o parte tot ce ne provoacă suferință, exact, și orice reglăm, ar fi să fim optimiști. Exact. Zici tu. Și oricât de lung ar fi noaptea în anumite situații, oricât de lung ar fi ploaia, odată e totuși să oprești, nu poate să fii veșnică. Doar că trebuie puțin să reziști, psihic să reziști la presiunile care câteodată vor veni unii oameni să le creeze ca și cum în adinți, special ca să verifice să gradul tău de rezistență. Da. Să rezi, nouă. Nouă sunt oameni care în sfârșit, după mulți ani, nimeresc exact în alber. Adică ei poate n-au făcut nimic. Ei și-au rămas, au venit apa și în direcția asta îi duce. Ei nu trebuie să facă nimic decât să sincronizeze perfect la tot ce se întâmplă. Se mișcă lumea încolo, speriată, de exemplu, ca la demonstrație, știi? Mișcă-te și tu încolo cu lumea. Nu fugim în direcția opusă, că acolo te așteaptă. Sau nu rămâi pe loc. Sau nu rămâi pe loc. Și vezi, când fugi cu lumea încolo, nu te împiedica, că o să te calci în picioare turma din spate, lumea din spate. Vezi ce face lumea. Vezi ce se întâmplă și sincronizează-te. Acum e de cules, culege. Acum e de semănat, seamănă. Nu trebuie multă minte pentru asta deloc. Dacă apar suferințe, lor, suferința le va arăta gradul lor de desincronizare cu realitatea, cu fenomenele vieții,
cu familia. Adică familia se mișcă într-o direcție, cu totul este nesincronizat. Soția e bucuroasă, ăsta e trist. Primul trebuie să meargă în concediu într-o anumită stare sincronizată între ei, el s-o bosunfla, ce știu eu acolo. Acum mai creează tensiuni soției, dar ea poate să aibă altă problemă de care am vorbit până acum. Și atunci ea interpretează realitatea altfel și uite în ce posibilitate. Și atunci el trebuie, băi, dacă ceva nu merge bine, e clar, undeva cu ceva nu sunt sincronizat. Cu ce nu sunt? De acolo de unde îmi vine suferința, de acolo, acolo este și desincronizarea. Mă atât, mă sincronizez, e ca la dans. Adică noi dansăm împreună, tu dansezi ceea, eu vals. Avem probleme și eu sufer. Și atunci îmi dau seama, domnule, de fapt noi trebuie de ceea, nu da, vals. Da, nu dansăm diferit. Dansăm diferit. Mă sincronizez cu tine sau fac ceva ca să te sincronizez pe tine cu mine, dacă avem capacitatea, abilitatea și preceperea. Dacă nu mă las eu sincronizat după tine, oricum îi dans, oricum îi bun, chiar dacă nu e ceea ce aș fi vrut eu. Concluzia, Nator, 2018 pe ansamblu va fi un an în care trebuie să fim mai optimiști, unii dintre noi. Optimiști trebuie să fim totdeauna. Dar va fi un an în care va trebui să permitem ca în interiorul nostru să apară noutatea, ca viziune, ca și comportament, ca și relație cu realitatea. Cei care au bagajul suficient de cunoaștere și abilități deja dobândite anterior, o vor putea face asta mai ușor. Cei care au lenivit sau s-au ocupat de cu totul alte lucruri, negândindu-se vreodată că vor veni și timpurile astea, le va fi mai greu să accepte ce noutatea, vor opune rezistență la schimbare, viața îi obligă să învețe ceva nou, să lasă să pornească sau să intre ceva nou. Noutatea pentru mine, pentru tine sau pentru noi, nouă. Nouă, mulțumesc foarte nou mult. Bine. Mulțumesc foarte mult, Anatol Basarab. În cazul în care nu ați reținut ce a spus Anatol, emisiunea o găsiți pe YouTube, știți foarte bine, pe pagina Voi cu Voicu. Pe Anatol îl găsiți pe pagina lui de Facebook, pe paginile lui de Facebook, că el are mai multe pagini de Facebook. Rămâneți cu Antena 3, urmează ediție specială cu Maria Coman și nu uitați mâine, duminică la ora 19, să vă uitați la premieră. Noi ne vedem săptămâna viitoare.